categoria Spectacolul Anului. Este o punere în scenă, într-adevăr, monumentală pentru cei care iubesc muzica, dansul, luminile, strălucirea, stilizarea, simbolurile, costumele frumoase, îmbinate într-o creație dusă la perfecțiune, dar și pentru toți cei care și-au pierdut încrederea în dragoste. Sau și-au pierdut încrederea că dragostea există cu adevărat. Opera Indile Galante, în producția lui Andrei Șervan, îți reamintește adevăruri profunde și tulburătoare, menite să îți înnobileze sufletul. Îți aduce aminte că dragostea poate depăși orice obstacole, că nu se lasă învinsă de convenții, că iubirea obligă la curaj, la visare, că ne înalță într-o demnitate și fidelitate. Invit echipa Operei Naționale Iași să ridice premiul pentru Indiile Galante. Pentru că este un spectacol de echipă. Opera Națională Română Iași a funcționat ca o echipă extraordinară. Absolut toate compartimentele noastre au muncit foarte mult în această poziție. Motiv pentru care mi-am dorit ca ei să fie lângă mine și când spun ei, mă refer soliști, regie tehnică, asistenți de regie, cor, balet, contabilitate, director artistic, director economic, mașiniști, absolut toate compartimentele sunt prezente în fața dumneavoastră prin unul sau doi reprezentanți. Și ca o invitație a noastră, în primul rând vreau să vă mărturisesc că, din păcate, nu am prins dulcele grai moldovenesc, motiv pentru care rog un coleg de-al nostru de la Opera din Iași să vă mărturisească gândurile noastre a celor din Iași. Bună seara, distinse doamne și stimați domni. Vă mulțumim pentru onoarea de a fi în această seară memorabilă în mijlocul dumneavoastră. Indiile Galante de Jean-Philippe Rameau, în regia maestrului Andrei Șervan, a însemnat pentru echipa Operei Naționale Române Iași o lună jumătate de repetiții, de muzică, de dans, câte 10-12 ore pe zi, o lună jumătate de tensiuni, emoție, dragoste, timp în care geniul maestrului Andrei Șerban a lucrat armonios cu talentul fiecăruia dintre noi pentru a putea oferi publicului dornic și însetat de artă și frumos această capodoperă. Ce răsplată mai mare avem noi, artiștii, decât aplauzele celor care ne judecă a publicului. Dorim să mulțumim și noi pe această cale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și Primăriei Municipiului Iași, care alături de partenerii privați au sprijinit necontenit realizarea acestei producții. Vă mulțumesc! Ca o invitație la Iași și ca un rămas bun, așteptându-vă în decembrie alături de noi, noi toți am învățat coreografia și vom interpreta pentru dumneavoastră momentul de final, momentul aplauzelor spectacolului Indiile Galante.